Iată cum suna un subiect din testul dat la clasa a doua, prin care s-a măsurat nivelul de literație. Trăia odată un băiețel pe nume Pele, care primise în grijă un miel. Întrebarea ce primise în grijă Pele s-a dovedit una grea pentru mulți copii. Tot ceea ce v-aș ruga este să nu ne uităm la cifrele acestea ca fiind copii care au probleme. Vorbim despre noi ca societate care avem o problemă să-i ajutăm pe copiii aceștia să înțeleagă ceea ce citesc. Potrivit raportului național de literație, 42% dintre elevi au un nivel nefuncțional, adică nu înțeleg ce citesc. 47% au un nivel minim funcțional și doar 11% au nivel funcțional. Din 3 milioane de copii, 330.000 reușesc să citească, să înțeleagă ceea ce citesc și reușesc să facă inferențe minime cu textul pe care îl citesc. Educatorii spun că e important cititul din primii ani de viață, iar învățătorii propun metode de lucru în echipă. În fiecare săptămână citesc pe rând grupelor, am o zi de lectură cu ei, părinții citesc, au început mămicile, bunicile și am continuat anul acesta cu și tati citește. Contextele? Păi pot fi de activitate independentă la clasă. Poate să fie o temă pentru acasă interesantă pe care să o rezolve împreună cu părintele. Cel mai mare grad de nefuncționalitate e atins în județele Arad, Caraș, Severin, Hunedoara și Timiș. Se descurcă bine, potrivit raportului, elevii din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui. În următorii 6 ani, Ministerul Educației își propune reducerea ratei analfabetismului funcțional cu 50%. La toate disciplinele să existe porțiuni în oră în care se citesc enunțurile cu voce tare și se explicitează, se discută împreună cu elevii. Un elev cu nivel scăzut de literație înseamnă în viitor un adult care nu poate înțelege cerințe simple la locul de muncă. Față de acum 7 sau 10 ani, lucrurile sunt mai grele, mai grave. De ce? Pentru că ne lovim de candidați care nu au acea bază minimală. La ultima testare PISA, România avea cel mai slab punctaj din ultimii 9 ani. Procentul de analfabetism funcțional înregistrat a fost de 44%. La proba de literație, 41% dintre elevii români n-au reușit să atingă un nivel minim funcțional.